Doamna Mariana i-a dat Ramonei câteva sfaturi pentru a gestiona cât mai bine apropierea de Stelian. Credeți că nu mai sunt anumite fete care îi plac? Mai sunt, doar că nu spun. Toate. Mai puțin cuplurile, așa, de exemplu, Ana cu Mihai, care sunt foarte bine. Știi? Adică da. îmi place cum arată ei și cum sunt ei. Da, și... Și Diana. Da. Restul ai văzut foarte bine după alegeri ce era la el acolo, da? Ai, sincer, să fiu, am văzut și nu prea am văzut că... Nu te-ai uitat, dar ai văzut cum să vezi, dar eu m-am uitat, adică noi am văzut. El, de când a apărut, are fizicul care îl are, toată lumea recunoaște, da? Adică nu cred că e cineva să zică, ai bă, dă-te de aici, ce e ăsta? Nu e ăsta. Nu. Nu, nu. Și atunci, acum vrei să fie? Și pe urmă, când a început să și vorbească, are o dulceață așa în a exprima, e un tip așa carismatic, nu știu cum să spun, nu vezi că te umflă și râsul când îl auzi, te bucură când îl auzi pe el așa cum vorbește, cum explică. Da, vorbește frumos, nu? Da, îmi place foarte mult. Mie îmi place foarte mult cum vorbește, cum se exprimă, cum... Îmi place și respectul pe care îl are pentru părinți și asta, știi? Da, este foarte educat. Păi este, se vede. Deci el a exprimat iubirea pentru părinții lui foarte bine a exprimat. Dar toate când ați venit, ați simpatizat pe cineva pe Stelian. A, eu nu. Deci eu vreau să spun așa. Da, am văzut la tine. Mă scuze acum că îți spun. Mie mi s-a părut un pic că îl simpatizai pe Mihai. Scuză-mă. Nu știu, da, poate că eu am văzut greșit, eu nu păi vreau da, să mai fac... Păi da, s-a pus în spatele cui te-ai pus? Lui Mihai. Nu știu, da, chiar așa am perceput eu de atunci. Dar între timp ai făcut legătură cu ăsta foarte bine. Dar eu când l-am văzut, am și zis... Dar problema e că nu a făcut ea legătura. E ceva, s-a da, el atunci când a intrat s-a dus la ea și după aceea, a doua zi, imediat când a fost în live, el a început să comunice cu ea, el s-a dus la ea. Deci i-a plăcut ce a vorbit... Da, i-a plăcut ce a vorbit atunci. Dar din momentul în care l-au văzut pe el, când au fost atunci prezentări, când s-au prezentat băieții, știi, și așa... Da, eu atunci am zis că o să fie singurul băiat cu care nu o să am treabă, că mi-e supărea foarte... Uite, cu ăla și toate fetele vreau tot cu ăla, tot cu ăsta să aibă treabă, da? Da, că de atunci s-au creat... Da, i-am zis lui că mi s-a părut un băiat... I-am zis că a fost singurul băiat cu care am zis că eu nu o să vreau să vorbesc nimic. Pentru că mi se părea foarte încrezut. Aia e. Așa i-am asta zis. Asta vreau să spun. De eu de aia nu am zis fetelor nimic, ia pentru că era părerea mea, dar am ținut-o da. Pentru mine. Dar lui i-am zis că eu când l-am văzut am zis, ăsta nu o să vorbim niciodată cu el pentru că mi se pare foarte încrezut. Da. Și plus că eu când am venit am zis că mie îmi plac băieții bruneți cu ochii căprui. O luați pas cu pas da. Încet și... Atât cât poți să trăiești și cât te simți bine în relația acum, în momentul ăsta, profită cât de mult poți. Să trăiești bine, să fii fericită. Și nu mai asculta nimic ce se vorbește de jur împrejur. Nu mai cu el. Nu am treabă, dar pe mine mă deranjează doar anumite persoane care eu sunt sigură că îl plac, dar nu își asumă. Păi și ce vrei să-ți spună, iubita mea? Păi, când ele mie. Au văzut și pupii, păi și cui? Națiunii, când toată lumea v-a văzut, ce să spună? Știți, și eu îl plac pe băiatul ăsta. Sunt și eu pe aici. Dar nu trebuie să-și mai asume anumite persoane. Nu mai are rost. Acum este de domeniul trecut. Păi, dar e al tău și gata. Adică nu e al tău. El trebuie să se, cum să spun, să se replieze. Dacă sunt fete deștepte, se repliază, se uită în dreapta, în stânga, văd cine mai e, ce mai e și asta fac. Sau așteaptă o nouă, cum a venit Raul, sau o să mai vină, asta înseamnă. Da, normal. Și asta este. Păi și ce vrei tu să-ți recunoască? A, nu, dar păi zic așa, câteodată când sunt întrebate, mi se pare că... Păi și ce vrei să spună, mă? Păi adevărul să spună. Hai, haide, mă.
Sunteți tinere, așa este, adevărul trebuie să învingă și binele trebuie să învingă rău, crezi? Dacă tu ai spune, da, mie mi-a plăcut de cutare doar că ai intrat într-o relație, nimeni nu ar mai spune, a, păi nu vrei să te măriți, nu? Nu mai, băi, eu sunt convinsă, fetelor nu le plac băieții care sunt în casă. Le-a plăcut Tăstelian, le-a plăcut de Mihai și le-a plăcut de băiatul ăsta din Moldova. Ăștia trei, care au fost mai aspectoși, nu știu ce, păi și ai noștri sunt. Uite, eu, de exemplu, îl văd pe Bogdan, frumos. Eu l-am întrebat aseară sau după ce a fost la întâlnire pe fetele astea și le-am zis, mă, nu mă mințiți, că nu vreau să mă... Dar Bogdan e frumos, îți dai seama unde am putut să ajung, pentru că fiecare sigur că eu îl văd altfel, eu îl văd bine de tot, îl văd ceva, pentru mine el este ceva, da? Nu poți să spui așa ceva, nu sunt încă pregătită să mă mărit. Mai dragele mele, ați știut unde veniți cu toatele. Poate că nu sunteți, poate că n-ați venit în ideea de a vă mărita 100%, că o să vă măritați aici și că o să câștigați, dar în ideea de a vă temeia o familie și de a fi cu cineva, asta, da, toate da, ați venit. Și eu am zis afară, nu știu, cred că nu mai țin minte la care fată, că momentan nu m-aș vedea într-o rochie de mireasă, m-aș vedea în afară cu persoană, dar până să mă văd în rochie de mireasă ar trebui să trec în mai multe etape, dar eu îmi doresc o relație stabilă. Păi de-aia ai și venit, da? Normal. Și aici poți să întâlnești. Aici, orice spune oricine, această emisiune, acest format de emisiune este foarte bun. Crede-mă că este foarte bun. Și îți spun și de ce. Pentru că intrați aici și aici aveți posibilitatea, dacă vă place, că nu vă îndrăgostiți imediat, scădeți pe spate, nu știu ce. Bă, dar este normal să-ți placă un om când îl vezi prima oară. Și aici aveți posibilitatea să vă apropiați de persoana aia care vă place. Și dacă și persoanei ăleia îi place de tine, de aici deja puteți să clădiți ceva. Capricile iubire. Deci problema e că fetele nu sunt asumate și nu recunosc, de fapt, ceea ce simt? Sau care e problema? Asta este părerea mea și eu o să mi-o susțin și o să spun mereu că anumite fete nu își asumă anumite lucruri. Care lucruri și care fete? Nu trebuie să dau eu nume, să știu ele singure. Ba, trebuie că atunci când te lansezi în afirmații, trebuie să spui, că nu putem arunca așa cu o piatră. Ce, Ionela nu e asumată? Le luăm pe rând, le luăm la bucată. Ea știe mai bine. Da, dar prin Adna, Andrada? Că tu nu spui, practic fac același lucru. Da. E fix același lucru, doar cu alte cuvinte. Yes. Dar care sunt lucrurile pe care nu și le asumă? Că plac pe altcineva? Nu, a fost un joc, n-am. A fost o întrebare și ele au răspuns că n-am. Mm-hmm. Că nu am, care nu m-am gândit... Că aș putea avea o relație cu cineva de aici din casă? Exact. Și din punctul meu de vedere nu este așa. Din timp ce tu te așezi în spatele unui băiat, înseamnă că ai avut o simpatie față de el, că totuși l-ai plăcut. Că altfel nu înțeleg de ce te-ai așezat în spatele lui. Uh-huh. Asta este părerea. Dar cine s-a mai așezat în spatele lui Stelian? A, nu știu. Cred că la mine te referi, nu? Nu. Dar nu numai la tine. Dar la mai cine, doamna Mariana? Dar eu vreau să mă fac înțeleasă. Deci eu sunt foarte asumată. Eu am spus, l-am simpatizat, dar nu m-am gândit la o relație. Pentru că de la a simpatiza până a face așa, a întâmpla o relație și a fi ceva, e mult. Adică eu așa consider. Păi știi care e problema? Că așa aș putea să înțeleg că vorbești și despre prietena ta, Tess. Pentru că Tess, la început, a spus că e simpatic Stelian, dar totodată au fost acele discuții între ei doi, vis-a-vis de prietenul lui Tess din Berceni. No. Și acum te întreb, de ce alegi să nu-ți asumi anumite afirmații pe care le faci și cumva lași ca totul să fie așa interpretabil și să faci în așa fel încât inclusiv prietena ta să intre în cercul ăsta? Pentru că Tess știe, nu este cazul să ne referim la Tess.
Dar se știu destul de bine fetele, nu trebuie să dau. Dar noi vorbim pentru telespectatori. Cine se simte? Ia. Raluca, tu te simți? Nu. Nu. Andrada, tu simți că despre tine este vorba? Eu mi-am spus părerea. Nu cred că... Ionela? Eu chiar nu mă simt, pentru că eu am răspuns cu am la întrebarea respectivă și așa. Eu chiar m-am gândit cum ar fi într-o relație cu unul din băieții din casă. Deci nu aș vrea să cred că se face referire la mine. Cine n-a mai... Cine a răspuns n-am? Eu tu, sigur Ana? Nu o să mă simt aici. Ce căută în discuția asta. Așa. Alexandra, erai și tu în joc? Da, era. Și despre tine e vorba? Nu. Tu ai spus că n-am, că nu m-am gândit? Da, nu m-am gândit, dar era a doua zi când am intrat în casă, adică... Păi, practic, sunt fetele care am răspuns cu n-am. La ele la Andrada. Eu. Și eu. Raluca și... cu am, bine. Și cum a mai fost o fată, dacă nu mă știu. Și Alexandra. Și Alexandra. Deci, practic, cele trei. Posibil să fie vorba despre ele trei. Da, de ce te afectează că unele... Bun. Hai să nu mai că ăsta. Pierdem timpul. Da, da, bia. De ce o afectează faptul că unele dintre colegile ei nu vor să spună neapărat de cine le place? Adică cu ce te afectează pe tine în mod direct? E alegerea lor. Da, dar iubitul ei, Stelian. Păi da, dar poate dacă te faci că pe Stelian, fata respectivă poate să îi placă. Deocamdată nu avem niciun cuplu ca să avem niște cunoaște. Sunt întrebate și nu își asumă. Da, poate l-am plăcut. Da, l-am simpatizat. Da, eu am spus. Dacă e, te referi la mine. Dar cine? Păi din cele trei cine? Bă, a mai rămas Raluca și Tess. Eu am spus fete. Și Alexandra. A, tu ai zis... Na. Posibil am. Să fie Raluca. Posibil. Eu. Deci Raluca. Aoleu. Deci eu, de când am intrat în această emisiune, am spus și la Capricii, că nu sunt încă pregătită să am o relație. Am auzit povestea da, asta. Da, și nu știu cum aș... Poftim? Și de ce ai... Pentru că am crezut că sunt pregătită. Eu nu înțeleg de unde atâtea... Am crezut că sunt pregătită, dar nu sunt pregătită încă să ofer atenția pe care o am pentru Lucas. Nu sunt pregătită să o ofer altei persoane. Cred că am spus-o de 100.000 de ori. Da, dar tu în spatele care persoane te-ai pus în prima... Bogdan. Nu era Stelian. M-am enervat acum. De ce te-ai enervat? Nu știu. Te simți acuzată pe nedrept? Nu, pur și simplu mi se pare că spun același lucru de 100.000 de ori. Și mă enervez. Da, 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 de multe ori spunem una și transmitem alta prin, nu știu, limbajul non-verbal, prin privire. Nu vorbesc cu nimeni eu. Dar ție, Raluca, Ramona ți se pare o persoană asumată? Da. E foarte asumată. Mhm. Doamna Mariana, noastră îi dădeați sfaturi acolo, Ramonei, noastră ce ați identificat? Că v-am auzit și ieri discutând. Acum, până la urmă, fetele spun și ele cumva, poate pe ocolite, poate cu un pic de diplomație, că n-ar vrea să fie într-o relație, încearcă și ele să o dea cumva mai elegant. Păi, pentru mine lucrurile sunt destul de simple. Eu cred că ele, cele care încă nu au început, nu au încercat o apropiere cu unul dintre băieți. Este clar că nu au fost, nu le-a plăcut, pentru că acum poți să încerci tu, nu, dacă nu-ți place cum arată fizic doamna, nu poți. Sau nu-ți place parfumului și te gândești că o să stai toată viața. O relație de bună ziua, ce mai faci, dar nu poți să intri într-o cunoaștere sau, mă rog, cum așa. Deci lucrurile cam astea sunt așa. Acum ea sfatul pe care de fapt l-am dat eu este ca să trăiască ceea ce simte, să se bucure, nu să-și facă în fiecare zi câte o grijă, câte o problemă, știți? Da. Relaxați-vă, adică... fetelor, cu momentele astea nu o să vă mai întâlniți, este un moment unic în viață și dacă nu profitați la maximum de ceea ce trăiți, o să treacă pe lângă voi și o să vă amintiți complet aiurea, aoleo, ce griji mi-am făcut în casa mireasa, în loc să mă bucur de experiența asta, așa cum este ea, să îmbrățișați orice provocare. Să se bucure de ceea ce are acum și o să vadă mai târziu cum...